Guvernul pregătește majorarea alocațiilor de stat pentru copii cu 5,1%, începând cu 1 ianuarie 2023, potrivit unor surse guvernamentale. Creșterea este obligatorie, potrivit legislației în vigoare, și se face cu un procent calculat pe baza inflației. Potrivit Ordonanței de Urgență Guvernamentale 126/2021, începând cu drepturile aferente lunii ianuarie 2023, cuantumul alocației de stat pentru copii se indexează anual din oficiu cu rata medie anuală a inflației. Această rată este indicatorul definitiv cunoscut în anul curent pentru anul calendaristic anterior comunicat de Institutul Național de Statistică. Rata inflației în 2021 a fost de 5,1%. Dacă s-ar aplica acest procent de creștere, alocațiile noi ar fi de 255 de lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 și 18 ani și 630 de lei pentru cei până la 2 ani. Alocația de stat a fost majorată la 600 de lei pentru copiii de până la 2 ani, începând cu ianuarie 2022, iar pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 și 18 ani este de 243 de lei. Potrivit Ministerului Muncii, în septembrie 2022, alocația de stat pentru copii a fost încasată de peste 3,5 milioane de persoane.